Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Scumpii mei, sunt câteva joi de când nu am mai avut ocazia să împărtășim împreună despre pildele Domnului. Aceasta este o ocazie frumoasă pe care ne oferă Dumnezeu și vrem să o folosim cu toată responsabilitatea. Pentru timpul care a mai rămas, vă invit să deschideți Bibliile în Evanghelia după Luca, în capitolul 16, și împreună o să citim primele 13 versete. În cinstea Domnului, vă rog să vă ridicați în picioare. Luca 16, versetele de la 1 la 13. În această seară este pilda cu numărul 26, respectiv pilda ispravnicului necredincios. Iisus a mai spus ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic, care a fost pârât la el că îi risipește averea. El l-a chemat și i-a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă mi-a stăpânul ispravnicia? Să sap, nu pot. Să cerșesc, mi-e rușine. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și i-a zis, ia-ți zapisul și șezi de grabă, descrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și i-a zis, ia-ți zapisul și scrie 20. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelept, căci fiii veacului acestuia, față de semenii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă rog să vă reașezați și Dumnezeu să vă facă șederea în partea a doua a serviciului divin din această seară plăcută și mângâietoare pentru suflet. Pilda cu numărul 26, pilda ispravnicului necredincios. Anul acesta am primit din partea lui Dumnezeu pe de o parte călăuzirea, pe de altă parte harul, să fim în viață și sănătoși fiind, să venim în sanctuar și să cercetăm cuvântul. Și potrivit luminii de care Dumnezeu ne-a învrednicit sau cu care Dumnezeu ne-a învrednicit, să cercetăm Scriptura și să o înțelegem atât cât ne dă Dumnezeu minte și înțelepciune de sus. Pilda aceasta este o pildă grea. Este una dintre cele mai grele pe care eu le-am găsit în Biblie. Greutatea acestei pilde stă în faptul că prea des o auzim interpretată puțin diferit de ceea ce a vrut să spună Domnul. Apoi, pentru că pur și simplu trebuie să ne descotorosim, adică să lăsăm la o parte orice prejudecată cu privire la ea și să o abordăm în maniera în care este spusă de Iisus, de Domnul. În sistemul social în care noi trăim astăzi, există foarte multe reguli care reglementează viața, relațiile. Acest sistem este foarte diferit în foarte multe privințe de sistemul spiritual al împărăției lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus face această comparație punând în evidență diferența aceasta între împărăția lumii și împărăția lui Dumnezeu atunci când spune voi știți că mai mari voștri, potrivit regulilor sistemului social uman în care trăiți, vă stăpânesc cu asprime, vă conduc în mod dominant, dar voi, intrând în împărăția lui Dumnezeu, voi să nu faceți așa.
Și voi dacă vreți să fiți mari, voi trebuie să vă faceți cei mai mici, trebuie să fiți slujitorii tuturor. Iată dar, numai din punctul acesta de vedere, câtă diferență, o diferență uriașă. Pilda ispravnicului, eu o să vă cer îngăduința în această seară să folosesc cuvântul administrator, pentru că este același lucru. Fratele Teofil Dorneanu este ispravnicul bisericii, adică este administratorul bisericii. Ei, ceva de genul acesta spune Biblia despre o persoană care era administratorul a unei companii, la un om bogat. Și șeful companiei, stăpânul, a chemat la un moment dat să-i ceară socoteală de felul, să-i dea raport, pentru că a auzit anumite suspiciuni despre el. Ei, pentru că pilda aceasta, ca și altele, e pusă pe site-ul bisericii și o vor citi, o vor asculta și oameni care nu-s credincioși, cuvântul ispravnic nu este relevant pentru ei. Noastră înțelege și ispravnic și administrator, de aceea o să-l folosesc pe cel care face parte din limbajul de stradă obișnuit al vremii pe care o trăim. Deci, pilda acestui administrator care a avut o atitudine de necredincioșie față de stăpânului, trebuie interpretată pe de o parte în spiritul Bibliei și pe de altă parte în spiritul intenției pe care a avut-o Mântuitorul Iisus Hristos să o spună. De fiecare dată eu încerc să spun care este motivația pildei. Atunci când înțelegem care este motivul ce îl determină pe Domnul să spună pilda, avem toate șansele să înțelegem ce a vrut Domnul să spună. Că în momentul în care vine cineva la dumneata și știi că motivul pentru care vine este să ceară ceva împrumut, dintr-o dată tot ce urmează să spună, îți e mai ușor să înțelegi, deoarece știi motivul care l-a adus acolo. Dacă vine să se certe, problema se schimbă. Dacă vine să-ți aducă ce am împrumutat ieri, din nou problema se schimbă. Cu alte cuvinte, când știi ce motiv are un om când vine să-ți vorbească, înțelegi mai ușor ce-ți spune, pentru că toate le pui în direcția intenției care l-a călăuzit să vină și să îți vorbească. Care este motivația Domnului Iisus? În general, motivația este ușor de înțeles din topica Scripturii, din context. Așa se face că Domnul în Matei, în capitolul 15, intitulat capitolul lucrurilor pierdute din Biblie, Matei capitolul 15 și 15 înainte de 16, pentru că în capitolul 16 la început e pilda pe care am citit-o în această seară. Deci capitolul dinaintea acestei pilde este capitolul 15. Uitați cum se încheie capitolul 15. Fiul i-a zis tatăl: tu totdeauna ești cu mine și tot ce am e al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Iisus a mai spus ucenicilor săi. Și începe să spună pilda. Domnul încheie pilda fiului risipitor din Luca capitolul 15, prezentând egoismul și individualismul fiului mai mare, care dorea totul pentru el, nici pentru tatăl, nici pentru fratele reîntors, ci doar pentru el. Omul acesta avea un simț exagerat și egoist al posesiunii. Și în ciuda faptului că lucrurile pe care le avea nu erau ale lui, ci îi fusese date de tatăl în dar, ca un tată bun, care toată viața a muncit și tot ce a strâns i-a oferit în egală măsură celor doi copii, acum acesta, invidios pe fratele mai mic, care a avut atâtea aventuri și experiențe, cine știe pe unde, prin lume, și pe care el nu le-a avut, el ca o fetiță cu minte a stat acasă la tata, acum vrea să se răzbune pe experiențele fratelui său mai mic, pe care el nu le-a avut și pe care cu siguranță din felul în care se comportă și le-ar fi dorit, dar n-a îndrăznit. Și mai mult de atât, dorind să rămână și el cu ceva, măcar cu bogăția materială, el devine extrem de egoist și de individualist și nu vrea să împartă ce are, măcar că nu era al lui, nici cu tatăl, nici cu fratele lui. Lucrurile peste care se credea stăpân erau primite de la tatăl și el era doar administratorul lor, de fapt. El nu avea niciun gând să împartă ce primise cu nimeni, nici măcar cu persoanele din casa lui. Domnul folosește împrejurarea aceasta pentru a învăța pe ucenici, în primul rând, și pe ascultătorii de-a lungul veacurilor până astăzi, în al doilea rând, diferența dintre a fi stăpân și administrator peste lucrurile materiale. De asemenea, motivul Mântuitorului cu această pildă
este să explice oamenilor tendința copilărească de a te crede stăpân pe lucrurile pe care Dumnezeu ți le dă să le administrezi. Tendința să te simți stăpân pe darul de a predica și să-l folosești pentru ca să primești poziții și celebritate. Tendința de a te simți stăpân pe darul de a cânta sau pe abilitatea de a face ceva sau pe înclinația și discernământul de a judeca lucrurile cu greutate și adâncime sau pe timpul pe care l-ai sau pe sănătate sau pe tot felul de oportunități și resurse pe care viața, prin Dumnezeu prin viață ți le-a dat. Și dintr-o dată te vezi stăpân pe ele, spui sunt ale mele, le administrez cum vreau și pe toate le orientez în beneficiul meu. Pe Dumnezeu îl scos din ecuație, pe oamenii scos din ecuație, așa a făcut băiatul mai mare, fratele fiul risipitor. Și Domnul, după ce spune pilda asta, oamenii au mintea pregătită acum să înțeleagă următorul lucru. Toți muritorii sunt tentați să-și tragă jar pe turtă. Toți muritorii încearcă să aibă valoare prin ceva ce știu să facă. Și ei înțeleg că au această valoare și încearcă prin ea să-și croiască un drum în viață și să mănânce o pâine mai bună, ei și familia lor. Cine are o mână de meseriaș își câștigă pâinea din asta și știe că dacă n-ar mai putea să-și folosească mâinile, carte n-are, dar are mâini de meseriaș. Cel care își câștigă pâinea vorbind, să zicem politicienii sau tot felul de oameni care au serviciu prin cuvânt, prin vorbire, ei știu că dacă își pierd vocea și se îmbolnăvesc la gât, ei cu mâinile nu știu să facă prea mult. Cei care sunt șoferi, să zicem, că își pierd capacitatea de vedere, n-ar mai putea să-și profeseze meseria. Ei bine, toți oamenii aceștia accentuează foarte mult aceste lucruri de care depind, devin prioritare în viața lor și țin la ele și nu vor să le împartă cu nimeni. Mi-a să știți că sunt oameni care devin zgârciți, să nu spun răutăcioși de zgârciți. Și oamenii aceștia nu vor să dea bani la biserică, spun ei, nu împart eu banii cu nimeni, că ăștia nu știu să-i administreze. Sunt nemulțumiți de cum sunt administrați și nu vor să împartă. Pe aerul condiționat nu sunt nemulțumiți, care îl plătesc alții pentru ei, nici pe căldură, nici pe parcare, nici pe curent electric, nici pe nimic. Dar să trecem peste asta. Sunt persoane care nu vor să împartă din ce au cu nimeni. Ei, Domnul l-a văzut pe fratele mai mare al tânărului risipitor, al fiului risipitor, în această condiție și a vrut să îl folosească drept exemplu negativ și prin prezentarea acestui exemplu negativ să aducă o învățătură folositoare ucenicilor care urmau să devină mentori la mii și mii de oameni, urmau să devină învățătorii unui sistem de educație numit creștinismul, urmau să devină persoanele care consiliau, care învățau, care mustrau, care corectau și vrea să le asigure o învățătură temeinică, ia deoparte și le spune, vreau să vă spun o pildă, și le-o spune. Și pilda aceasta este foarte greu de înțeles. E atât de greu de înțeles încât putem dezvolta învățături greșite din ea. Și aș vrea să spun câteva lucruri pe care pilda nu le spune. Suntem tentați să credem că le spune, dar nu le spune. Spre exemplu, pilda aceasta are două părți, dacă vă uitați în carte e ușor de observat. Prima parte este cuprinsă între versetele 1 și 8, aici este prezentarea pildei în sine. Nu uitați, pilda e o întâmplare imaginară. O întâmplare imaginară din contextul de viață obișnuit al experienței ascultătorilor. Simplu, Domnul spune următorul lucru, un stăpân care avea un business, o afacere prosperă, a pus peste afacere că n-a vrut el să își bată capul și să-și piardă timpul. A pus un om mai inteligent, l-a pus manager, administrator. Și a spus, uite, îți dau business-ul meu, afacerea mea, să-mi o administrezi. Și omul stătea liniștit acasă, se odihnea, mergea în vacanță, se bucura de viață. La un moment dat a auzit stăpânul că acest administrator îi risipește averea, nu-i responsabil de afacerea lui. Și l-a chemat și i-a spus, de astăzi înainte nu mai ești administrator, dar înainte să te dau afară, dă socoteală. Și Biblia ne spune că omul acela, administratorul, și-a mai luat câteva zile, a meditat și a făcut un raport contabil de dare de socoteală și a venit și l-a adus stăpânului. Înainte să-i l-aducă, a mai făcut câte ceva
încercând să repare. Între versetele 1 și 8 e pilda în sine. Era absolut obișnuit și atunci și astăzi ca un om să aibă o afacere și să pună pe cineva care să-i menajeze afacerea. Pentru că câștiga suficient bani ca el să nu se implice. De la versetele 9 la 13 este aplicația Domnului la pilda care a spus-o. Deci pilda este doar între versetele 1 și 8. E ușor de observat. Aplicația practică, explicația, interpretarea între versetele 9 și 13, ușor de observat. Trebuie neapărat să ținem cont de asta. Trebuie neapărat să ținem cont care a fost motivația, cele două părți ale pildei, și să constatăm acum următoarele lucruri. Domnul nu a vrut să spună, prin pilda aceasta, că a fura sau a minți pentru Dumnezeu este un lucru permis. Pentru ca ce furi sau ce câștigi mințind să ajungi lucrarea lui Dumnezeu. Nu, Domnul nu vrea să spună asta. Domnul nu vrea să spună că lucrurile nedrepte, bogățiile nedrepte înseamnă să furi, să minți, să te compromiți și după aceea cu o parte din banii pe care i-ai câștigat în felul acesta să ajungi și lucrarea lui Dumnezeu. Nu e vorba de așa ceva. Așa ceva se numește furt și Dumnezeu nu își promovează lucrarea cu lucruri furate. Niciodată n-a avut ideea asta. De aceea vă spuneam mai devreme că pilda aceasta, ca oricare alta, trebuie interpretată în spiritul Bibliei. Adică să se potrivească cu învățătura Bibliei în general. Apoi, nu numai asta n-a vrut să spună Domnul, dar n-a mai vrut ca să încurajeze să fim risipitori. Domnul n-a vrut să ne încurajeze să fim risipitori. Îl numește înțelept pe cel care a risipit. 3. Domnul nu a vrut să spună că făcând un alt rău, îl reparăm pe primul rău. Adică, făcând un lucru rău, o să reparăm pe răul pe care l-am făcut înainte de al doilea. Nu asta a vrut să spună Domnul. Un rău nu se repară cu un alt rău. Un rău se repară cu un bine. De asemenea, pilda nu spune că vom ajunge în cer dacă vom apela la tot felul de compromisuri și de nedreptăți, sperând că vom face și bisericii parte sau lucrării sau oamenilor lui Dumnezeu. Vom face parte din lucrurile pe care noi le câștigăm într-o manieră greșită, păcătoasă și vinovată. Care sunt elementele pildei? Elementele pildei este stăpânul afacerii, patronul, acesta este Dumnezeu, evident. Ca peste tot, în toate pildele, nu? Cine e stăpânul? Dumnezeu. Gospodarul, stăpânul, omul bogat, e Dumnezeu. Administratorul e fiecare om care e chemat de Dumnezeu să administreze ceva. Ce să administreze? În primul rând să administreze o viață. Niciodată nu mi-a fost dat să administrez ceva mai greu decât viața mea. E mai ușor să administrez, din punct de vedere pastoral, Biserica Betania, decât să-mi administrez propria viață. Nu există un lucru mai greu pentru un muritor decât să-și administreze viața. Geabul e mai ușor de administrat, pentru că te duci la 9 și te întorci la 5 și gata. Dar viața nu are concediu, nu are odihnă, nu are pauză, nu are nimic. Viața trebuie să o administrezi absolut în permanență de când te naști până mori. Să nu-ți iasă cuvânt greșit pe gură. Să nu-ți iasă gând greșit din minte. Să nu-ți iasă emoție greșită din inimă. Să nu-ți iasă motivație greșită din suflet. Să nu-ți iasă atitudine și comportament greșit din trup. Wow! Să nu-ți iasă! Un control armata e nimic. Să-ți administrezi viața, să-ți administrezi timpul, să-ți administrezi sănătatea, să-ți administrezi banii, să-ți administrezi talentele, abilitățile, oportunitățile, resursele, toate să-ți le administrezi, așa ca la carte, și să fie cu ochii pe tine Dumnezeul cerului și al pământului cu care ți-ai făcut de lucru, este de-a dreptul foarte greu. Fiecare dintre noi suntem un administrator înaintea Domnului și El este stăpânul care ne-a încredințat afacerea, ne-a încredințat viața, ne-a încredințat timpul, ne-a încredințat sănătatea, ne-a încredințat bogății materiale, unora mai mult, altora mai puțin, ne-a încredințat tot felul de talente, ne-a încredințat tot felul de titluri, de poziții, de influențe, de abilități, de oportunități, de lucruri pe care le putem folosi ca să însuflețim afacerea lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea au fost date administratorului să însuflețească afacerea stăpânului. Întâmplarea este simplă. Șeful companiei a angajat un om, un om căruia îi mergea mintea, să îi menajeze compania în perspectiva
profitul lui cât mai mare. Dar noi acum lăsăm pilda la o parte, pentru că Domnul n-a spus o pildă ca să ne învețe afaceri. Domnul a spus o pildă ca prin comparația cu această experiență a vieții profesionale să ne învețe un lucru ceresc și să ne spună următorul lucru. Dumnezeu Tatăl este stăpânul universului și este stăpânul tău, este stăpânul vieții tale. El ți-a încredințat o grămadă de lucruri. Nu uitați care au fost cele două riscuri. Primul dintre ele și de departe cel mai mare. Riscul fiecărui muritor este următorul: să se creadă stăpân peste lucrurile pe care Dumnezeu i le-a dat doar cu D mare să le administreze. Viața pe care mi-a dat-o Dumnezeu, mi-a dat-o să o administrez pentru onoarea numelui Său și pentru glorificarea numelui Său și pentru binecuvântarea oamenilor care sunt contemporani cu mine. Sănătatea pe care mi-a dat-o Dumnezeu, mi-a dat-o ca să pot merge, să pot vorbi, să pot munci și să devin eficient în împărăția lui Dumnezeu. Să-mi câștig pâinea pentru familie și de asemenea să fac parte și altora din ceea ce am. Mintea pe care mi-a dat-o Dumnezeu, darurile pe care mi le-a dat Dumnezeu, influența pe care mi-a dat-o Dumnezeu, harul pe care mi l-a dat Dumnezeu, tot ceea ce știu să fac, tot ceea ce am, tot ceea ce pot, toate aceste lucruri sunt haruri pe care mi le-a dat stăpânul să le administrez. În momentul în care mă cred stăpân peste ele și fiind stăpân fac ce vreau, dintr-o dată am pierdut totul. Și Dumnezeu mă cheamă și spune: gata cu isprăvnicia, pentru că te faci Dumnezeu în locul meu. Tu nu vrei să fii administrator și muncitor, tu ți-e trebuie să fii șef. Tu vrei să mă dai pe mine la o parte și să-mi iei afacerea. Eu nu vreau să te pun în locul meu șef, eu vreau să te fac un muncitor care administrează afacerea mea. Ție-ți trece prin cap că vreau să te pun în locul meu? Nu! Vreau să te pun să muncești pentru mine, nu în locul meu. Domnul a spus asta motivat de copilul mai mic care i-a luat totul, o jumătate lui tata din tot și cealaltă jumătate cel mai mare. Cel mai mic a risipit-o într-un fel, cel mai mare a încuiat-o în alt fel. Și tata, la bătrânețe, om bogat, a ajuns sărac. Și Dumnezeu spune: nici cel mic n-a făcut bine că a risipit-o pe păcate. Nici cel mare nu face bine că se vede stăpân pe jumătate din averea lui tata. N-a muncit pe ea, dar se vede stăpân, nu administrator, ci stăpân. Și dezvoltă Domnul o învățătură. Dar ca să o înțeleagă oamenii, să nu fie abstractă, o pune într-o experiență de viață unde un om bogat are o afacere și pune un administrator ca să-i omenajeze. Dar noi de aici trebuie să plecăm cu aplicația practică și să-l vedem în stăpânul companiei pe Dumnezeu Tatăl și în poziția de administrator, de manager, pe mine și pe dumneata. Oameni care suntem tentați să zicem: fac ce vreau cu banii mei. Dar ești stăpân pe ei, nu? Bineînțeles. Săracul de dumneata. Fac ce vreau cu viața mea. Dar parcă ai murit cu Hristos și nu mai trăiești dumneata și Hristos trăiește. Aia e la biserică. 2 ore și am scăpat. Fac ce vreau cu casa mea. Dar parcă îmi spuneai că ți-ai luat o casă mai mare așa și a Domnului casa. Am zis și eu atunci că eram bucuros. Și puțin câte puțin oamenii recunosc care e adevărul. Banii nu s-ai Domnului și astea subiecte de predică. Casa nu e a Domnului, mașina nu e a Domnului, lucrurile astea nu sunt ale Domnului, sunt ale noastre. Și încercăm să manipulăm lucrarea lui Dumnezeu uneori cu ele, încercăm să ne afișăm uneori cu ele, încercăm să primim merite, încercăm să primim poziții dacă vrea cineva să le folosim, că altfel îmi iau jucăriile și mă retrag. Și Domnul vine la această generație de oameni și spune următorul lucru: tot ce aveți, ați primit. Începând cu viața, sănătatea, mintea, puterea de lucru, înțelepciunea, capacitatea să vă descurcați, să faceți bani, să-i economisiți, să-i puneți în negoț, să faceți mai mulți cu ei, capacitatea să predicați, să cântați, să administrați, să conduceți. Nu vă dați mari cu lucrurile acestea. Nu vă vedeți stăpân pe ele, nu mai manipulați oamenii cu ele.
Nu mai căutați să deveniți celebri în baza acestor lucruri, că de fapt v-au fost date să-L celebrați și să-L înălțați pe Domnul. Ioan Botezătorul spunea, eu trebuie să mă micșorez prin slujirea mea, iar tot prin slujirea mea pe El trebuie să-L fac să crească. Care este vinovăția administratorului? El este tipul administratorului lacom și oportunist, care își fură stăpânul și îi disprețuiește pe oameni. Problema lui a fost faptul că a început să creadă că bogăția stăpânului lui e a lui, că tot nu i-a cerut socoteală niciodată. De câte ori a venit Dumnezeu noaptea sau ziua și să te întrebe așa foarte direct încât să se ridice părul? Ce ai făcut cu darurile pe care ți le-am dat? Nu te întreabă, decât prin predică. Dar când predică păstorul, spune, păstorul e plătit, trebuie să predice. Și Dumnezeu nu-ți vorbește că îl pune pe păstor nu vrei să-l asculți? Și atunci, uite așa trec anii și puțin câte puțin te simți stăpân pe bani, te simți stăpân pe casă, te simți stăpân pe tot, absolut pe tot. Iar lui Dumnezeu, dacă vrei, dai, dacă nu, nu. La biserică, dacă vrei, dai, dacă nu, nu. Că doar nu ești obligat, nu? Și cu atitudinea asta de șefi, timp în care recunoaștem că noi suntem robi, ori robi, ori șef, trebuie să ne hotărâm odată. Dumnezeu ne spune o pildă. Și pilda din această seară e adevărat că vorbește despre lucrurile încredințate de Dumnezeu oamenilor, dar se referă specific la bogățiile materiale. De aceea se leagă foarte mult de predica pe care fratele Dorin a rostit-o. N-am avut în vedere treaba asta, pur și simplu a fost o coincidență calificată de noi coincidență, dar lucrul organizat de Dumnezeu. Pentru că mă scutește să fac o introducere la aspectul acesta. Ei bine, omul acesta în primul rând a fost vinovat față de stăpân. A fost vinovat de stăpân pentru că l-a disprețuit încercând să-l înșele. A vrut să ia ce era al lui. Noi spunem că Dumnezeu merită onoarea, dar fiți sinceri, de câte ori n-am luat noi onoarea Domnului? Prin merite pe care ni le-am adjudecat, adică le-am trecut pe numele nostru. Merite că suntem buni predicatori, merite că suntem buni păstori, merite că suntem buni businessmeni, merite că suntem buni tați, bune mame, merite că suntem buni cetățeni, merite că suntem buni meseriași și ne-am umflat și ne-am umflat cât ne-a cuprins. Și noi spunem că toată gloria e a lui Dumnezeu. N-ați observat o grămadă de oameni care vin și spun o grămadă de lucruri, lucruri care îi ridică, lucruri care îi pun în fața oamenilor ca pe niște super oameni, iar la sfârșit spun așa, și toate lucrurile astea le-am spus pentru slava Domnului. Frați dragi, nu vorbesc aici împotriva experiențelor pe care oamenii lui Dumnezeu le vorbesc poporului ca să întărească poporul despre experiențele de slujire sau experiențele de sfințire, nu despre asta vorbesc, ci vorbesc despre manipularea maselor de oameni care cred că vorbesc cu unor copii și nu ne dăm seama că atunci când își deschid gura vor, de fapt, ca să se bage pe sub pielea ascultătorilor. Oamenii aceștia nu-s puțini. Aceasta este prima caracteristică a unui învățător mincinos. Prima! Are în vedere tot felul de foloase, începând cu cele materiale și terminând cu cele relaționale. Și Dumnezeu vorbește prin pilda aceasta ca să spună următorul lucru. Omul acesta, în primul rând, și a disprețuit stăpânul pentru că i-a folosit darurile pentru el, nu pentru Dumnezeu. A administrat greșit. Apoi s-a făcut vinovat față de slujirea care i-a fost încredințată, manifestând-o sau practicând-o cu iresponsabilitate, pentru el, în folosul lui, nu în folosul lui Dumnezeu. Stăpânul aude că este înșelat și îl cheamă să dea socoteală. Și el, când aude că e chemat la raport, își schimbă tactica. Se simțea vinovat, el știa ce a făcut. Și își schimbă modul de viață. A încercat pe ultima sută de metri să facă ceva ce știa că îl mulțumește pe stăpân. Dar până atunci n-a făcut asta. Până atunci, din belșug, a tras pentru el. Oportunitățile, cheile pe care le avea de peste tot, nu era de la casa lui, era de la casa stăpânului. El avea meseria de administrator, dar și-a folosit-o în avantajul lui. Avantaj material, avantaj de reputație, avantaj de relație, avantaj de influență, avantaje de orice fel de avantaje.
Când aude stăpânul că încearcă să se promoveze pe socoteala lui, îl cheamă la raport și el mai ia câteva zile să mai facă ceva ca să moaie inima stăpânului. Apoi a fost vinovat față de semeni, a avut oportunitatea să-i ajute și n-a ajutat pe nimeni. A fost un om zgârcit, un om rău, un om lacom, un om de care nu s-a lipit nimeni. A putut să dea, a stat cu mâinile miere și el s-a lins pe toate degetele și n-a dat nici degetul ce mic unuia să se bucure și el de un pic de dulceață. Nu, numai pentru el. Numai pentru el. Un administrator rău, care în primul rând și-a înșelat stăpânul, în al doilea rând a profitat de slujba pe care o avea și a reorientat toate lucrurile în folos personal și în al treilea rând n-a făcut parte nici de un cent, nimănui. S-a uitat la amărâți și i-a lăsat să moară și nu le-a dat, măcar că avea, măcar că putea. Dovada este că atunci când îl cheamă stăpânul la raport, dintr-o dată poate. E, frica păzește pepinii. Frica ne face buni, ne face credincioși, ne face băieți de treabă, miloși. O țiră de frică, să știți că e bună. Privind la pilda aceasta, trebuie să acceptăm că există două extreme. Prima dintre ele, o extremă în legătură cu bogăția materială. Prima dintre ele este extrema lăcomiei. Adică omul pentru care banii sunt totul. Banii sunt totul. Nu mai trebuie nimic dincolo de bani. Dacă are bani, are totul. Dacă are bani, înseamnă că e deștept. Dacă are bani, înseamnă că e frumos. Dacă are bani, înseamnă că e educat. Dacă are bani, înseamnă că nu mai trebuie nimic să facă. Are bani și asta ține în loc de orice. Și pentru că are bani, nu vrea să-i dea nimănui. Că asta e puterea, asta e cheia succesului. A doua categorie sunt oamenii care spun banii nu-s buni de nimic. Împărăția lui Dumnezeu nu are legătură cu banii, ci cu rugăciune și cu post. Acestea sunt două extreme. Amândouă sunt rele, sunt două beteșuguri serioase, două comportamente foarte greșite. Și acum, în ultima parte a predicii, explicația pildei. Lucrurile pe care stăpânul le-a dat administratorului sunt toate resursele vieții, inclusiv viața. Problema stăpânului nu a fost faptul că i-a cheltuit averea, ci a fost faptul că a cheltuit-o greșit. Știți ce tare m-am mirat? Cât m-a cuprins mirarea? Numai uitați-vă puțin la mine și încercați să înțelegeți foarte bine, concentrați-vă la ce urmează să spun. Imaginați-vă pe stăpânul companiei și imaginați-vă pe managerul, pe administrator, pe ispravnic lângă el. Îl cheamă stăpânul și îi spune așa: de astăzi înainte nu mai ești manager, însă mâine vii și îmi predai actele, îmi predai ștampila, îmi predai cheile și vreau un raport amănunțit din ultimul an cum te-ai comportat. Ăsta pleacă și realizează că 200 de mii de dolari i-a băgat în buzunar. Și atunci mai ia încă 200 de mii de dolari, 4 acum, și cu ăștia 200 de mii de dolari se duce la cei care erau datori la șeful companiei și spune așa: cât ești dator la șeful companiei? 20 de mii, 10 mii le tai, mai ești doar 10, din alea 200. Dumneata cât ești? 80 de mii, 20 de mii le tai, mai ești doar 60. Nu mai imaginați-vă că el trebuia să dea socoteală de 200 de mii, trebuia să împrumute undeva, să-i dea banii stăpânului. Dar el nu numai că nu se împrumută, se duce și continuă să facă o pagubă fără rost. Mai tare risipește banii stăpânului. Prima oară când stăpânul a auzit că risipește banii pentru el, s-a supărat și l-a dat afară. Când a auzit că risipește banii pentru alții, a zis așa: ești un om înțelept, acum vină încoace, ești înțelept. Păi, pe tine, până la urmă, nu te deranjează că ți-am cheltuit banii, nu? Nu, că eu am bani, așa fac și ies bani. Nu asta mă deranjează. Dar ce te deranjează? Mă deranjează, mă, că ești egoist. Și mă deranjează că ai făcut pe șeful. Două lucruri mă deranjează. Că ești egoist, vrei numai pentru tine, și mă deranjează că te-ai văzut șef pe banii mei. Ai pierdut din vedere că ești administrator, ești slugă, ești rob. Atât ești. Știi să vorbești că ți-a dat Dumnezeu har.
Te-ai ridicat de dimineață în picioare că ți-a dat Dumnezeu har. Oameni mai tineri decât mine au murit astăzi de dimineață. Și astăzi copiii lor se trag de păr lângă coșciugul lui taică-so. Problema stăpânului nu au fost banii, ci au fost cele două accente greșite ale administratorului. Primul, s-a văzut stăpân, nu administrator, că dacă era administrator, asculta. Dacă ești administrator, asculți de stăpân, nu? Când e stăpân, n-asculți de nimeni, faci ce vrei, nu? Cu business-ul tău, cu afacerea ta, cu bicicleta ta, cu mașina ta, nu? Faci ce vrei. Dacă nu e a ta, nu poți să faci ce vrei. Când mergeți în alt oraș și închiriați o mașină, nu faceți ce vreți cu ea, nu? Că atunci când vă duceți înapoi, ăla să uite cu lupa dacă e zgâriată. Și dacă e zgâriată, așa, dacă e a dumitale, ai bani să o repar, o repar. Dacă nu, o să o repar când o să ai. Ei, omul ăsta s-a văzut din administrator șef. Dumnezeu i-a spus, ești rob. Și el a zis lui Dumnezeu, da, Doamne, sunt rob. Dacă s-a întâlnit cu prietenul lui, i-a zis, băi, fii atent că șeful tău. Și ăsta i-a zis, dar nu e șeful meu, ești fratele meu. Nu. În genunchi, e șeful meu. Nu, sunt șeful tău. Și Dumnezeu, văzându-l că se face stăpân când era administrator, și de asemenea văzând că totul cheltuie pentru el, nu și pentru alții, este uimitor că în loc să se împrumute, să ducă înapoi banii pe care i-a fraudat, adică pe care i-a mâncat, pe care i-a furat, în loc să-i ducă înapoi datoria, el se duce și adâncește, mărește datoria, dar nu pentru el de data asta, spune pentru alții. Pentru cine? Pentru ceilalți robi ai stăpânului. Ce frumusețe aici! Există o frumusețe extraordinară. Știți de ce? Pentru că toți suntem robi. Și este extraordinar când îl întâlnesc pe omul ăsta și nu mai are nicio speranță. Merge săracul plecat ca un pipiric și plângând, nu-și mai găsește plăcerea în casă, nu-și mai găsește plăcerea în familie, nu-și mai găsește plăcerea în business, în nimic. Are sufletul devastat de greutățile vieții. Eu atunci zic așa, ăsta este tovarășul meu de slujbă. Eu nu mă pot duce acasă, pentru că amărâtul ăsta astăzi are nevoie de mine. Eu mi-aduc aminte cum am fost eu ieri în ziua amărăciunii mele și cum mi-au dat doi frați telefon. Telefonul acela n-am să-l uit toată viața mea. Și dacă vreodată oamenii aceia vor spune că au nevoie de o haină, haina de pe mine o să o iau și o să o le dau pentru acele două telefoane care mi le-a dat în ziua necazului meu. În ziua necazului meu, atunci când mă gândeam dacă o să mai mă trezesc sau nu o să mai mă trezesc mâine dimineață, de aceea astăzi când îl văd pe el în aceeași situație din care tocmai eu am ieșit, atunci eu știu cum e să fie acolo, că numai ce am ieșit. Și mă duc la el și sunt alături de el. Omul acesta mi-a făcut un rău, mie sau unui membru al familiei mele. Dar eu numai ce mi-aduc aminte că tocmai m-a iertat pe mine un frate din biserică, căruia și eu, cu nebăgare de seamă și în graba vieții, i-am făcut și eu un rău. Și m-am rugat de fratele și i-am spus, frate, nu ține necas pe mine, că-s doar un om, n-am vrut să-ți fac rău. Din neatenție, te rog, iartă-mă în numele lui Iisus. Și fratele a zis, uite, te iert în numele lui Iisus, și m-a iertat cu adevărat. Acum am o mare bucurie în inimă, mi-am reparat relația cu fratele, că nu puteam să dorm. Dar acum am eu pe unul care mi-a greșit. Ei, cum să nu-l iert eu pe omul ăsta când Dumnezeu m-a iertat pe mine? E un alt rob, e dator, e necaz. Mă duc și cu ce mi-a dat Dumnezeu îi spun, cât aveai? 80. Șterge 40. Șterge pe socoteala mea. Șterge pe lacrimile mele. Șterge pe numele meu. Șterge pe munca mea, pe prezența mea, pe rugăciunea mea, pe postul meu. Frați dragi, Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 7, și fiecăruia i se dă arătarea Duhului, manifestarea Duhului, spre folosul altora, spre folosul celorlalți robi. Dacă aveți 10 dolari sau 20, nu-i mult, dar luați unul și dați-l cuiva care nu are deloc. Mă vei întreba, ce poate să facă cu un dolar? Uite ce face, Dumnezeu mai trimite pe încă 99 să-i dea cât un dolar și i-a rezolvat problema. Ce te interesează ce face? Du-i, domne, dolarul! Du-i dolarul! Dumnezeu mai trimite pe încă 99 să-i ducă câte unul și a făcut 100!
Dar dacă fiecare dintre cei 99 spune ca dumneata ce să facă cu un dolar, ăla moare. Și te cheamă stăpânul și te întreabă, vino să dai socoteală pentru că te-ai văzut stăpân, nu administrator. A doua parte a pildei, explicația, aplicația, morala pe care Domnul o spune după ce încheie pilda în versetul 8, el spune următorul lucru. Faceți-vă prieteni. Bogăție în limba greacă. Uitați versetul, ultimul verset 13, rezolvă problema. Mamona. Mamona nedrepte. Asta înseamnă mamona sau bogăție, este același lucru. Același lucru. Același cuvânt, același înțeles. Faceți-vă prieteni cu ajutorul lui mamona nedrepte. Dar Dumnezeu spune în versetul 13, nu puteți să slujiți la mamona, adică la bogățiile la care vă închinați și le încuiați și nu le împărțiți cu nimeni. Și vă vedeți deștepți și grozav că aveți bani. Nu. Sau putere, sau influență, sau nume, sau cine știe ce altceva. Cine știe cu ce se dau oamenii mari și cu ce se vă superiori. Cine știe cu ce? Și Domnul spune, nu așa. Ia lucrurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Ia bogățiile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Sunt oameni care muncesc greu și poate n-au nimic și sunt alții care muncesc ușor, dar nu știu cum se face că îi binecuvintează Dumnezeu. Ce am eu cu Dumnezeu? Și Scriptura spune, faceți-vă prieteni cu ce administrați. Ce administrați? Nu înseamnă să furăm. Nu înțelegeți prin bogății nedrepte lucruri pe care trebuie să le furăm ca să avem cu ce să ajutăm lucrarea lui Dumnezeu. Explicația pildei nu poate fi diferită de pildă, iar pilda nu poate fi diferită de Scriptură. Scriptura nu poate fi diferită de autorul ei, de Dumnezeu. Ne pune Dumnezeu să furăm ca să aducem bani la biserică. Dumnezeu ne pune să administrăm ce ne-a dat El cu gândul că nu suntem stăpâni și administratori. Aceste două idei de bază le are pilda. Unu, nu e stăpân. Nici pe capacitățile, nici pe experiența, nici pe darurile, nici pe pozițiile, nici pe abilitățile, nici pe oportunitățile, nici pe timp, nici pe sănătate, nici pe viață, pe nimic din ce ai. Nu ești stăpân. Ești administrator, ești rob. Și astea sunt niște instrumente pe care ți le-a dat Dumnezeu să ajuți pe frații de lângă tine și în felul ăsta să onorezi pe Domnul. Și doi, să nu cumva să te crezi stăpân. Și să nu-ți încui aceste instrumente. Ele nu-s de încuiat. Nu mai imaginați-vă că frații din biserică, fiecare știți că, ați văzut, are mașina lui. Unul mașină să facă flori, unul mașină să pună instalația sanitară în case, în apartamente, unul mașină să vopsească, să zugrăvească, să pentuiască. Fiecare are businessul lui. Ei, imaginați-vă că omul ăla rămâne vopsitor, dar își vinde mașina cu scule cu tot. E, poftim vopsitor acum, na. Cu ce vopsește? Cu colțul la haină? Cu vârful la cravată? Sau unul care face flori, n-am făcut în viața mea, nici nu știu cum e, dar sunt niște mașini mai mari, mai mici, care tot nivelează și aranjează și ciocane și cuie și o grămadă de tot felul. Ei, să-și vândă o mașină și toate ustensilele alea agățate de pereți și să se ducă să facă flori. Cu ce? Atunci când administrezi, când menajezi, când lucrezi, ai nevoie de instrumente. E, instrumentele astea sunt aici, pe pământ. Pe toate trebuie să le folosești ca un rob, făcând bine oamenilor, știind că în felul acesta stăpânul îți va spune, ești înțelept. În concluzie, pilda aceasta este spusă la adresa copilului mai mare, a celor doi copii, fratelui fiului risipitor, care s-a văzut stăpân, iar pe tata l-a văzut ajutorul lui, asistentul lui, și și-a încuiat totul, n-a vrut să împartă nimic cu nimeni, nici cu fratele, nici cu el. Fratele era dușman, fiul tău, iar taică-s-o acum era asistent, babac. Și pe Dumnezeu îl doare această megalomanie, indiferent că e vorba de lucruri spirituale sau pământești, indiferent, pilda se referă la lucrurile pământești, dar indiferent, cine se dă mare și face pe grozavul, nu face nici în Duhul și nici în Dumnezeu. Câteva concluzii și am încheiat. Cine nu știe să fie om, nu va ști să fie creștin. Cine nu știe să iubească pe oameni, nu va ști să-L iubească pe Dumnezeu. Dumnezeu a spus, stăpânul i-a spus, nu veni la mine cu rapoarte,
M-am bucurat foarte mult că te-ai dus să-i ajuți pe ceilalți robi ai mei, pe tovarășii tăi. Așa, da, acum m-ai încântat. Asta mă bucură. Du-te și mai iartă-le din datorie, du-te și mai ia-le din povară, du-te și mai umezește-le puțin buzele uscate, măcar umezește-le. Fă-le un pic de dar din ce ai, dă-le un pic din ce ai tu ca să se ridice și ei. Acum mă bucur, acum te calific înțelept. Cine nu-și împarte bunurile materiale cu semenii, nu poate să fie un administrator bun al lui Dumnezeu. Și atenție, cine nu știe să împartă bunuri pământești, nu va ști să împartă darurile Duhului. Asta o spune Domnul Iisus, în aplicație de la versetele 9 la 13. Asta o spune Domnul. Zice El, lucruri mici, lucruri mari, lucruri vremelnice, lucruri eterne. Pe Dumnezeu nu-L deranjează când cheltuim mult prea mult pentru alții, îl deranjează când cheltuim doar pentru noi. Pe Dumnezeu îl deranjează egoismul și îl încântă altruismul. Egoismul înseamnă pentru tine, altruism înseamnă în egală măsură pentru tine și pentru alții. Pe Dumnezeu îl onorăm atunci când dăm altora ce nu este al nostru, dar Dumnezeu ni le-a încredințat să le administrăm pentru o vreme. Ce mi-a încredințat Dumnezeu mie? Mă gândesc că acum merg acasă și într-o oră, două, trei mă culc și nu știu dacă mai mă trezesc, dar asta e valabil pentru fiecare. Ce ne-a încredințat Dumnezeu nouă? Am avut o atitudine de stăpâni peste lucrurile încredințate sau de administratori? Le-am împărțit și cu alții sau ne-am bucurat noi de ele sperând că vom trăi 1000 de ani să le moștenim? Frați dragi, aceasta este pilda ispravnicului, administratorului necredincios. Vă chem în această seară cu responsabilitatea unor adulți care ne temem de Domnul și care mergem înspre cer, mergem acasă. Să mergem cu fața curată, cu fruntea sus și bucuroși că ne va spune, ești un om înțelept. Dumnezeu să ne facă pe fiecare înțelepți în înțelesul Scripturii. Vă invit să ne ridicăm și încheiem serviciul divin să ne rugăm Domnului cu toții. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viața.